Radio România Regional vă prezintă proiectul Eu aleg România, ascultă-ți muzica, 100 de melodii ale românilor care au rămas în inimile noastre din generație în generație în interpretări de excepție. Astăzi vă prezentăm melodia intitulată 10 a lui Florin Chilian. Cântecul a fost scris în anul 1997. Artistului Florin Chilian îi place să se spună acum, la două decenii distanță, povestea lui 10, povestea unui cântec refuzat. 10 întâmplări ciudate și o minune te-au adus în casă, 10. 10 pictori se tot miră cât ești de frumoasă. 10 zile trec absurde, nu știu, nu știu cum, nu știu pe unde, nu știu. Timp de 3 ani această piesă a fost refuzată de radiodifuzori care motivau că nu se mai face muzică doar cu voce și pian. Cu ajutorul unui prieten, Giovanni Francesco, cântecul a ajuns după atâta așteptare să fie difuzat pe canalul de televiziune MTV, unde a urcat în topuri de la prima apariție. Este piesa care a fost refuzată vreme de 3 ani cu obstinație de către toți, dar absolut toți directorii de radio din România, cu vorbe de tipul, la ce ai te crezi, Bach, s-a schimbat muzica, nu mai ești tu Bach, nu mai există muzică cu voce și cu pian. Piesa care a reușit să fie difuzată doar datorită unei povești de dragoste, a unui bun prieten care și-a pus la bătaie salariul pe 2 luni la MTV, Giovanni Francesco îl cheamă, în câteva zile a ajuns să fie în toate topurile, pe locul întâi. Mi s-a părut o clipă, mai puțin de o secundă, nu? Să-l trec pe hârtie. Este așa a apărut dintr-o joacă mentală, dintr-o întâmplare, de fapt, care a ajuns să fie foarte, foarte prețioasă și este încriptat 100%. Ulterior s-a chemat 10 când am hotărât să-l pun pe album, doar că el se chema Rebus. Trebuie să știți că 2 stele paralele, stele lacrimi, inodate și lumina de la ele pentru tine toate, este cu ghiși ciupercăcei, adică fiecare strofă are semnul întrebării, este o ghicitoare. La prima strofă este lumina ochilor, 4 prinzi cu 3 castele. Norocul, pentru că mai ales fetele, doamnele, domnișoarele știu că întotdeauna rămâne un băiat. Unul întotdeauna nu are noroc să ajungă la domniță și de aceea doar 3 castele în condițiile în care sunt 4 prinzi. 7 zâne toate bune. E inutil să vă spun că sunt zilele săptămânii, deci norocul, lumina ochilor, timpul vieții mele, minunea, magia, ape lanțuri fermecate, e vorba de magie, nu? Magia vieții, toate pentru tine. Și atunci, asta este un prim nivel de criptare, după care mai în joaca mea nebună de atunci, de acum 20 de ani deja, m-am dus și pe numerologie, m-am jucat, restul e respirație, dacă pot să vă spun, dintr-o suflare și într-o secundă, într-o clipă. 10 este prima piesă românească, cea care a marcat și depășit pe YouTube 1 milion de vizualizări. Melodia apare editată în albumul 10 porunci în 2005. Inițial s-a numit Rebus, artistul fiind un împătimit al jocului încrucișărilor de cuvinte și, după spusele sale, are la bază emoția primară și joaca mentală. Nu am niciun merit pentru această melodie. M-am jucat, restul e respirație, afirmă Florin Chilian. Radio România Regional v-a prezentat melodia 10, cântată de Florin Chilian în cadrul proiectului Ascultă-ți muzica, 100 de melodii ale românilor. Toate materialele campaniei pot fi găsite pe site-ul eualegromânia.ro.